Gazdele au tras primul semnal de alarmă la poarta Sugeveană în minutul 16, când Apostol a șutat puțin pe lângă țintă. Echipa constanțeană a deschis scorul în minutul 20, când Gianu a trimis mingea în plasă cu un lob din colțul careului mare. Același Gianu a reușit dubla în minutul 45, după ce a finalizat cu capul o minge recentrată de Apostol. Echipa sugeveană a început mult mai curajos, repriza secundă, reușind să reducă din diferență la doar 8 minute de la reluarea jocului. Ionuț Plămad a marcat cu un șut din 8 metri după o pasă primită de la Velescu. După marcarea golului, ocaziile au început să se înmulțească la poarta gazdelor. Lozneanu a șutat din lovitură liberă puțin pe lângă țintă, iar Viciu s-a opus la un șut din voleu trimis de Velescu. Pe contră, Gianu putea realiza tripla, dar Pascal a fost pe fază. Rapidiștii au avut șansa egalării în minutul 85, dar Căinari nu a reușit să înscrie din penalti. În ultimul minut de prelungire, Marinkovici a centrat din marginea careului, iar Lozneanu a restabilit egalitatea. În următoarea etapă, Rapidul va primi sâmbătă vizita formației Sportul Studențesc.